Стимați prieteni, bună ziua! Vă salut în această vineri, ca de obicei în platforma de discuții în direct. Vă felicit cu zăpada de afară, sper că de această dată o să trecem noi moldovenii peste această zăpadă cu pierderi mai mici sau fără pierderi, așa cum cu regret a fost câteva săptămâni în urmă. Vă urez la toți o zi bună și haideți să începem cu subiectele care le consider cele mai importante, subiectele săptămânii curente. Primul subiect este subiectul integrării europene. Vreau să abordăm puțin panica care este în rândul guvernării că nu vor obține ceea ce au promis. Al doilea, să vorbim puțin de buget. Trei, vedem ce se întâmplă în sănătate. Și patru, situația post-electorală în teritoriu, pentru că au fost foarte multe speculații pe parcursul acestei săptămâni. Începem cu subiectul integrării europeană. După cum știți, Maia Sandu și întregul ei guvern, partidul de guvernare, consideră că și încearcă să ne vândă nouă moldovenilor, că uite tot ce fac ei și unele delapidări, unele încălcări, unele devieri de la statutul de drept, noi trebuie să răbdăm pentru că ei vor să ne ducă în Europa. Păi iată, se pare că deja recunosc, ieri am văzut că prim-ministru Recean spune, dar recunosc mai mulți fruntași a partidului de guvernare, că cel mai probabil săptămâna viitoare Moldova nu va obține începerea negocierilor pentru integrarea europeană. Pentru noi nu este de mirare, pentru opoziție, pentru că noi din start știam că Maia Sandu și guvernarea ei ne trag pe soară. Ne spun minciuni tuturor nouă. Noi spunem din start că Maia Sandu nu se poate face față acestor noi încercări. Și uitați-vă că deja se cristalizează tot mai mult în opinia publică și formatorii de opinie prin diferite studiouri ale televiziunilor de buzunar plătite de către PAS încep să pregătească publicul. Uitați-vă, cel mai probabil nu o să mergem mai departe cu integrarea europeană, dar de vină nu-i Maia Sandu, de vină sunt alții. Păi trebuie să le spunem lucrurilor pe nume. Maia Sandu și pe acest subiect unde a avut cea mai mare susținere externă. Niciodată Republica Moldova nu a avut așa susținere externă. Ca în perioada ultimului an, un an jumate. Păi cu toată susținerea asta externă, a dat-o în bară și aici. Se primește că de orice domeniu, și nu există niciun domeniu, niciun sector în Republica Moldova, de care să se apucat Maia Sandu și să fie în interesul cetățenilor să fie cu rezultat. Tot de ce se apucă Maia Sandu se transformă în scrob. Ca în clipul electoral a Maia Sandu de 3 ani în urmă. Păi că Maia Sandu a început cu scrob, țineți minte? Cum bătea ouăle în TikTok. Păi că tot de ce se apucă Maia Sandu, reforma justiției, scrob. Integrarea europeană, scrob. Libertatea de exprimare, scrob. Depolitizarea instituțiilor, numai cu mătri și neamuri, scrob. Fără concursuri. Păi că Maia Sandu este nu doar președintele situației excepționale, dar este președintele scrob. Așa o să intre în istorie. Doamna președinte, dumneata singură a făcut acest lucru. Cu asta a început. 3 ani urmă, la start de mandat. Și apropo, sub guvernarea Maia Sandu, încrederea în Uniunea Europeană scade. Noi vedem în sondaje. Știți de ce? Pentru că toate fără de legile care se întâmplă în această țară, sub draperile europene, oamenii înțeleg și pun întrebarea, dar pentru ce trebuie nouă așa Europa? Dacă tot ce se întâmplă fără de legi, Uniunea Europeană tace. Eu am avut întâlnire cu domnul ambasador a Uniunii Europene, tot respectul față de dumnealui, am avut o discuție foarte, foarte bună, nu vreau să-l critic, dar eu i-am spus în față, domnul ambasador, păi mai spuneți ceva. Am văzut că ieri, alaltă ieri, a criticat pentru libertatea de exprimare, pentru că subjugează presa, în sfârșit. Și salut această primă încercare de a da din deget Maia Sandu și guvernării. Dar, domnul ambasador, dumneavoastră înțelegeți că tăcerea dumneavoastră, eu am mai spus-o, creează monștri. Și acest monștri e Maia Sandu și PAS. Ei numai încearcă de formă să fie pro-europeni. Dar nu necesar numai să te numești pro-european și să spui značocul european. Trebuie, în esență, să corespunzi unor valori. Dar ei se numesc pro-europeni, dar de fapt au creat o guvernare
диктаториал. Субжугязы абсолют тот. Калкам печуари абсолют питоц. Шли тот уна дичейче спун четатени, шчейче спун структурли для Бруксел, шли для Страсбург. Дичей домнул амбассадор ваурез кураж. Кураж. Молдовени вор се вада, кад не вастра ну сентец лаумыны, ку фера диледжили май санду шагвернули пас. Al doilea subiect, bugetul anului 2024 și agricultorii. Dragi agricultori, știu că protestați și astăzi. Nu vreau să fac trimiteri la ce a fost 3 ani în urmă. Am făcut-o și eu câteva emisiuni. Și dumneavoastră ați văzut că ați amintit că pe timpul Dodon era altfel. Da, pe timpul Dodon era altfel. Cu dumneavoastră se discuta. Vă mergeam în întâmpinare. Rezolvam problemele care aveți. Ce face Maia Sandu și Пас. Ну, а вы видите, что делать? Майя Санду и Пас. Я видел вчера ушедшие комбатанцы. Я имею в виду, как комбатанцы протестовали против меня, против нашего государства. Для Майя Санду. Видите, что вадус Майя Санду? Но какие-то куинты из бюджета на следующий год? Я не сведу с всеми индикаторами макроэкономические, по вами, может, пацаны интересаются этим. Какие-то цифры? Стиматься агрикультуры. După protestele dumneavoastră, susținerea agriculturii în anul viitor scade de, cu 300 de milioane de lei. Anul ăsta, de la nivelul care este, minus 300 de milioane de lei. E că așa v-au auzit Maia Sandu. El a fost votat în prima lectură. Mai departe, cu 550 de milioane de lei scade alocarea banilor la drumuri. Mai puține drumuri vor fi la anul. Cu 530 de milioane de lei scade alocarea de mijloace în educație. 146 de milioane minus în sănătate. 540 de milioane minus în protecție socială. 900 de milioane de lei minus la apă și canalizare. În schimb, Maia Sandu găsește 240 milioane plus la apărare și plus alte 260 de milioane servicii de stat cu destinație specială întreținerea guvernului, de fapt. Și peste 200 milioane de lei dă la alegeri prezidențiale. Puțin despre întreținerea guvernului. Noi o să știți că când eram noi la guvernare, socialiștii, în anul 2020, în toate ministerele, angajați total erau puțin peste 1500 de oameni. Toate ministerele. Adică primul nivel, nu cei subordonat agenții, ministerele, nivelul cel mai înalt. Erau 1500 de oameni. Știți cât acum? N-o să ghiciți. Plus peste 500 de angajați în nivelul cel mai înalt. 1500 în timpul Dodon de angajați în ministerie, la nivel de miniștri, viceministri, secretari și așa mai departe. Și acum 2050, peste 2000, plus 35%, plus 500 de načalnici în timpul Maia Sandu. Eu nu știu Maia Sandu și Recean și Grosu câți verișori și cum e treabă. Probabil i-au angajat pe toți. Dar încă o dată vă spun, plus 500 de oameni. Bugetul anului viitor este un buget catastrof. Buget catastrof. Datoria de stat va crește până la recordul 125 de miliarde de lei. Ce face guvernul? În schimb, spânul caută iar investitori pentru ce? Pentru a vinde aeroportul. Nu a reușit să-l întoarcă, spânul ieri sau altă declară la televizor că el deja a găsit o companie care să-i facă consultanță cum să dea aeroportul mai repede. Lăsați aeroportul unde este. Situația din sănătate. Dumneavoastră vedeți că doamna Nemirenko, mi se pare că îi spune, nu e așa de activă cum era anterior. Noi nu avem date statistice, noi nu știm ce se întâmplă, dar dumneavoastră știți că zeci de mii de cetățeni se îmbolnăvesc datorită frigului din spitale și faptului că e scump să facă căldură acasă, copiii se îmbolnăvesc. Avem iar o pandemie, ceva, dar nu se vorbește nimic pe tema asta. Eu nu vreau să fac panică din cauza aceasta, dar noi nu avem statistică oficială. Dar este o realitate care e îngrijorătoare, care voi știți, eu știu. Părinții au fost zilele astea, mame, la spital. Cel micuț a fost răcit și eu am fost în spital și am văzut ce se întâmplă. Doamna ministru, ieșiți la raport, spuneți ce se întâmplă în sănătate. Noi chiar vrem să auzim. Am auzit că vreți să distrugeți spitalul Toma Ciorba.
Cred că vreți să-l privatizați, că e locuitare bună aici în centru. Asta am auzit. Dar ieșiți și spuneți real ce se întâmplă în domeniul sănătății. Că de închis sunteți buni. Dacă spitalul Tomaciorului vreți să închideți. Pasul de școli am auzit că vreți să închideți. Nu știu ce reformă vreți să faceți. Nu e de ajuns că tu închis Maia Sandu. Până acum hai să mai închidem încă pasul de școli. Și situația post-electorală foarte succint. Foarte succint. Alegerile s-au finalizat. În mai multe raioane, la nivel local, au fost aleși președinții, vicepreședinții. Socialiștii deja au 6 președinți de raion. Ieri au fost aleși președintele raionului Iedineț. Sper să până viitoare să fie aleși încă minimul 2. Noi mizăm pe 10 președinți de raioane, cum am menționat. 8, 3, 10, cred că vom avea. Am văzut unele critici adresate nouă. Nu vă grăbiți. Nu încercați să semănați emoții. Nu știm specificul local. Voi știți specificul local. Cei care ne-au criticat au văzut că și ei au votat pentru diferite reprezentanțe ai guvernării în teritoriu. De ce, repet încă o dată, lăsați teritoriul în pace. Alegerile au trecut, ei acolo se vor clarifica. Unde va fi necesar de penalizat, o să fie penalizat de conducere. Voi, partidele de opoziție, haideți să vedem ce facem la nivel național. Da, ne provocați și pe noi să vă răspundem dur așa cum ne criticați voi. Eu am spus și mai repet încă o dată. Nu am de gând să intru în polemici cu conducătorii partidelor de opoziție. Pentru că orice polemică între noi îi va fi în ajutorul Maia Sandu. Deci sunt probleme la nivel de teritoriu, las să clarifici acolo. La nivel de raion, la nivel de municipiu, Bălți sau în altă parte. Noi, dacă avem maturitate politică, haideți să vedem ce facem cu Maia Sandu. Pentru că anul viitor este un an decisiv. Deci lăsați criticile și haideți să mergem împreună pe platformă comună. Am văzut că Maia Sandu cheamă primarii mâine la un furșet la Chișinău. Am văzut agent, acolo e furșet, acolo să fie 50 grame, probabil. Uitați-vă ipocrizia Maia Sandu. Apropo, la tusovca de mâine o să fie și Maia Sandu, și Recean, și cum îi spune din Parlament, Grosu, și Spânu, toată floarea națiunii, așa numită. Păi că toți ăștia, în campanie electorală, șantajau primarii, șantajau oamenii, simpli cetățenii, alegătorii, că, Doamne ferește, dacă votați nu pas, nu o să primiți nici un leu, nici un euro de la europeni. O trecut alegerile și-o dat-o în bară și acum vor să dreagă busuioc. Hai, vă chemăm pe toți, nu contează ce partide, vă chemăm la o șezătoare. Ați șadă țăriță acolo și voi tăți veniți la paclon. E corect lucrul ăsta? Categoric nu corect. Deci noi și-am spus primarilor noștri, nu mergem la așa tusovcă de partid. Iar Maia Sandu ar fi bine și cu Grosu și cu toată echipa ei să meargă în raioane. Cum făceam noi? Eu când mergeam în raion, invitam primarii de la toate partidele. Eu mergeam în raion, președinții de raion erau de la opoziție atunci, de la PAS. Ei veneau la ședință, împreună cu primarii PAS, și noi ne așezam și discutam problemele care sunt în raion. Deci, doamna Maia Sandu, lăsați apucăturile astea de regină și de țăriță. Coborâți pământ. Duceți-vă întâlniți cu primarii în satele lor, în raioanele lor. Și vă asigur că acolo vor veni toți primarii, indiferent de culoarea politică. Vor veni la întâlniri să vă spună care este problemele la nivel de raion, la nivel de sate. Dar voi și vreți să ședeți pe tron aici așa. În Chișinău, nu o să le dați cuvântul nimănui, o să faceți o sală plină pentru a face fotosesii, pentru a arăta că, uite, toți primarii sunt aici. De ce, domnilor primari, nu participați în lansarea Maia Sandu în alegeri prezidențiale? Pentru că evenimentul de mâine este anume despre acest lucru. Nu este despre problemele pe care le aveți dumneavoastră. Le-i tot un al Maia Sandu de problemele voastre. Ei trebuie să veniți în sală, sala să fie plină, să facă fotografii și să arăte, uite, dar care e problema? Da, noi am luat puțin primari, noi am vrut să luăm 900 de primari. Am luat vreo 300 cu toți cu cei care i-am luat la Dodon, la Șor, la Pstet, vreo 300. Dar uite, aici au venit 700. Sau că toți sunt Maia Sandu și bat din palme. De ce? Vă îndemnăm, nu participați la aceste șor politice. Iar Maia Sandu, dacă îi pasă de grijile primarilor, lasă să meargă în teritoriu să vorbească acolo cu lumea și să-i asculte. Nu să aducă 10 naționali care le vorbesc
de la tribună povești. Mergi în teritoriu, vorbiți cu primarii, vorbiți cu ședințe de răvani. Asta am vrut să spun despre evenimentele săptămânii. În 15 minute am reușit. Acum, repede, să vedem ce întrebări sunt. John, Igor Nicolae, poate sunteți, poate susțineți agricultorii? Domnul John a plesit. Eu-s gata să susțin agricultorii, dar cu ce să vă susțin? Păi ați dat guvernarea toată lui Maia Sandu, dragi agricultori, nu toți. Cei care cu tractoarele arată în fața Parlamentului în 2020 și strigați jos Dodon și jos Chicu. Voi ați adus-o pe Maia Sandu. Am eu cu ce să vă ajut cu 30 mandate în Parlament? Sau cum să mă duc să discut cu rușii și să deschid piața pentru mierile noastre? Dacă ați scocoțat-o pe făcătura asta de 45 de kilograme. Am hai să o dăm jos prin alegeri. Cum să vă ajut? Sunt gata să vă ajut. Cu maniuc de pe TikTok. Chiar nu vedeți ce e, că e filmare? Ce fel de filmare? Cu maniuc de pe TikTok. Și filmare? Mă scrie întrebare, n-am înțeles ce vindere. Victor Advahov, как вы думаете, зачем Санду ездила в Стамбул и почему об этом пресс-служба президента не сообщила? Да не буду гадать, я не хочу там делать какие-то там шопинги и так далее. Не знаю, и будет неправильно, если мы будем гадать. Но меня волнует другое, что я говорил об этом и на прошлой неделе. Меня очень волнует риски дестабилизации ситуации в регионе. Меня очень волнует ситуация в Приднестровье. Мне очень волнуют некоторые тенденции и некоторые сценарии, которые обсуждаются. Я считаю, что для нас вот эти следующие 1,5-2 месяца, кстати, об этом говорил и послам, с которым встречался, январь-февраль будет ключевыми для обеспечения мира и стабильности здесь, в нашем регионе. Я имею в виду военную стабильность. Экономической, социальной стабильности не будет, пока Майя Санду не уберем. Я сейчас говорю про мир. Поэтому зачем она туда ехала? Не знаю, может быть, с кем-то из своих кураторов общалась, который не захотел сюда приехать, я не знаю. Но попробуем узнать. Нина Кричун. Дадиче дарфачец коалиции Кумая. Я здравлю тум букет ку розе албиш, я вадат флагу чела нуштёкуй. Нина Кричун. Noi nu facem coaliții cu PAS nici într-un raion. Eu vă dau o întrebare simplă. Dar la mine în sat, satul Sadova, primarul pe care mi-l-a asumat, el a trecut independent. În Consiliul Sătesc, care e compus din 11 consilieri, 5 sunt socialiști. Vreo 4 de la PAS, vreo 2 independenți. Spuneți, vă rog, pe problemele din sat. Satul meu, Sadova. Dar consilierii socialiști o să votez împreună cu consăteanul lui, cu mătru de peste gard, de la PAS, pentru o problemă din sat. Asta e coaliție? Evident că asta nu e coaliție și nu poate fi tratată ca coaliție. Coaliția atunci când semnează acord de coaliție. De ce nu ascultați idiotismul ăsta care încearcă să vă vărișor și alții care fuge din țară? Mare deștepți de acolo încearcă să ne înveți. Veniți acasă, bebeți. Veniți acasă, măi copchii. Hai să luptăm aici. De ce? Niciun fel de coaliție. La nivel local, oamenii cunosc problemele din localitate și le rezolvă împreună. Și eu consider că lucrul ăsta e corect să le rezolvă împreună. Repet, situația din satul Sadova, concret. Situația din raionul Dubăsari, unde pentru președintele raionului de la socialiști au votat socialiștii, Chicu, comuniștii și alții. E vot comun? Vot comun. Și asta e coaliție? Nu e coaliție. De ce? Am văzut atacurile, am văzut campania medie plătită cu bani grei pentru a-l denigra pe Dodon și Partidul Socialiștilor. Și a ne provocat la discuții cu unii. O să trecem și peste aceasta. Domnul președinte Dodon, tot respectul, vreau să-mi dați un răspuns. Dacă România avea relațiile comerciale economice cu Federația Rusă în 10 ani, PIB-ul României se va dubla? Nu, mă întrebați de România, domnul Ilie, eu pot să vorbesc de Republica Moldova, dar eu sunt fier convins că colaborarea cu Federația Rusă sub aspect economic este în benefic oricărui stat. Și Republicii Moldova și România. Eu consider că dacă Republica Moldova, vorbesc de România, ar fi avut colaborare economică normală pe parcursul ultimului an, doi de când e Maia Sandu, dacă era colaborare normală, gazul era mai ieftin, prețul la multe produse era mai joase. Pe Moldova treceau fluxurile comerciale din est în vest și invers. Și Moldova avea de câștigat. Aduc exemplul Georgiei,
care nu s-au alăturat sancțiunilor anti-Rusie și anul trecut a avut creșterea produsului intern brut plus 10%. Noi minus 2 sau 3%. Așa că răspuns la, întrebarea dumneavoastră, în 10 ani se dublează PIB-ul? Da, posibil să se dubleze. Mai ales în contextul actual geopolitic. Активу, ну что, здравствуйте, когда начнутся массовые протесты? Я думаю, что мы должны понять вот на этой нашей общей повестке оппозиционной четкую повестку, чем мы будем заниматься. Но по моему опыту, мы провели сотни протестов. Я считаю, что самый хороший период для начала протестов – это весна следующего года. Подскажите, как остановить Майю Санду, ее кураторов, не развязать в Молдове военный конфликт, то, что она задумала, это разруха и полный проигрыш этой войны? Очень хороший вопрос. Я каждый раз заостряю внимание именно на это. Я очень надеюсь, повторюсь, что у Майи Санду хватит мозгов не развязать войну для того, чтобы усидеть на кресле президента. Ей уже ничего не поможет, она следующие выборы проиграет, и она это знает. И конъюнктура внешняя уже не в ее пользу. В следующем году будут три важных геополитических событий, которые будут играть против Майи Санду. Ну, первое, конечно, это выборы в Европейском парламенте. Они начинаются весной. То есть Европейской комиссии будет не до Майи Санду, и там будет руководство уже, которое не будет крышей для Майи Санду. Видны тенденции в Европейском Союзе, в странах Европейского Союза. Второе, конечно, выборы Соединенных Штатов. Им будет не до Молдовы, не до Майи Санду, чтобы держать ей юбку. И третье, конечно, это наши выборы. И ситуация в целом в регионе. Да, есть еще выборы и в Румынии, должны быть на Украине. Поэтому следующий год будет очень непростым для Майи Санду. Он будет хуже политически, с точки зрения политической внешней поддержки, чем этот. Поэтому я думаю, что все это, надеюсь, убедит Майю Санду и ее окружение, что лучше достойно проиграть выборы, чем попытаться развязать войну для того, чтобы усидеть еще там полгода или год на должности президента. Надежда, амвазутка аупарут канале Телеграм, где все амининцы, куатакури, арматин, школе Демолдова. Кум путем протяжа купи и ножцы. Канал Вема Кредере, к статуе во протяжа. Да, Надежда, вам уцумец фарте мулт для часа интребари. Фарте алармант. Че вас страшник сен темпла. Юди меня цандус купил ла шквала, или есть класса 3. Лансат ла шквала, ла общий ченс президент, почан читит очистен вот это, что ценс меня потянут, очень купил ла шквала. Eu nu am văzut nicio reacție din partea guvernului, Ministerului Educației. Guvernul trebuie urgent să intervină. Doamne ferește să întâmple așa ceva într-o școală de Moldova. Vina va fi a lui Recean și a Maie Sandu. Eu înțeleg cineva să poate spui, băi, un nebun a scris pe Telegram canal și asta să luăm în serios. Trebuie luat în serios orice ce amenință copiii noștri. Eu în locul lor m-aș gândi acum imediat a vă întări sistemul de securitate în școlile din Republica Moldova. Ce pentru Chișinău, în primul rând. Lucrul ăsta e foarte, foarte, foarte periculos. Domnul Recean, nu știu, aveți copii în Republica Moldova? Sau nu, de mai sunt numai zic. Domnul Grosu, domnul Recean, sunteți în funcție, aveți copii la sigur. Sper că ne-o să înțelegeți care este pericolul și care va fi riscul pentru cariera dumneavoastră dacă nu luați măsuri acum. Татьяна Будич, Игорь Николаевич, а что слышно по поводу ввоза в Россию фруктов из Молдовы? Татьяна, с 4 декабря, к сожалению, Россия приняла решение, что больше фрукты из Молдовы на российский рынок не попадут. Это серьезнейший удар, очень серьезный удар по нашим производителям. Мы каждый год, вот в прошлом году, позапрошлом, экспортировали 200 тысяч тонн яблок в Россию. Рынка другого для 200 тысяч тонн яблок молдавских, другого рынка нету. Это ударит по всем. Не только по производителям яблок. Дальше по цепочке. Потому что сельхозсектор взяла кредитов на 4,6 миллиарда лей. Строительство, кстати, это только 1 миллиард лей кредитов с банка. Здесь 4, почти 5 миллиардов лей. Понимаете, если у сельхозпроизводителя начинается проблема,
Они эти кредиты возвращать не смогут, и оно идет по цепочку. Это рабочие места, сотни тысяч и так далее. То, что меня волнует, что никто этим заниматься не хочет. Ни министр сельского хозяйства, ну, не говоря уже о премьере и так далее, они вообще о другом сейчас думают. Эту проблему сможем решить только мы, следующая власть. И мы ее решим так же, как решали в 2015-2016 году. Поэтому, уважаемые производители, я понимаю, что вам будет очень тяжело в следующие месяцы, но просьба, нужно держаться. Мы попробуем как-то достучаться, но любые переговоры должны быть на государственном уровне, не на уровне там, оппозиции. Хотя в 2015 году, будучи в оппозиции, в январе нам удалось открыть российский рынок. Мы были всей фракцией тогда социалистов. В январе 2015 мы тогда у Нарышкина Сергея Евгеньевича, он был председателем Государственной Думы, мы тогда решили проблему и открыли российский рынок для наших яблок, для наших товаров. Ну, в первую очередь, экспорт яблок. Поэтому прецедент такой есть. Ну, попробуем помочь. Но если говорить системно, нужно менять власть. Тогда эти вопросы можно решить быстрее. Худякова Ирина, Игорь Николаевич, расскажите о встрече всех оппозиционных партий. К каким выводам пришли, как будете избавляться от Санду и ПАС? Ирина, будет неправильно с моей стороны, вы меня поймите, говорить от имени всех оппозиционных партий. Важно, что вот этот хрупкий диалог, он начался. Вот это самое важное. Если сейчас кто-то, я или любой другой, выйдет и скажет, вот мы пришли, вот мы решили это, ну, кто-то может обидеться. Поэтому мы не будем сейчас, я не имею права говорить, что вот мы решили вот это. То, что мы начали обсуждать, договариваться, разные партии, правый, левый, это я хочу подтвердить, что есть. Позавчера у нас была общая конференция публичная, где там были правые партии. Кстати, я первый раз увидел, поздоровался с Глигором, с Костюком поздоровался. Тот, который прыгал у меня через в огород дома и хаял мою Санду. Вот все были на одном круглом столе. Вы знаете отношение, мое отношение к таким личностям. Но для борьбы с моей Санду нужно садиться за один стол со всеми. Потом разберемся между собой. Поэтому первые шаги пошли. Что дальше? Будем вместе решать. И вместе, все вместе должны об этом говорить обществу. Не каждый отдельно. Дима Дмитрий, Эдом Дудун, Диаспора, Крет, Кашау, Скимбату, Пинли, Лабелс, Ацерзелват, Интриберли, Партиду Ностру. Дмитрий, Осовиденкум, Диаспора, Анцелесов, ну, его сперфарти молтка, Урматуария, Лесептемын, Ваявяу, Визита, Дилукру, Церли, Уе, Пригатеску, Визита, Лабруксел, Кяру Савряу, Смантелеску, Репрезентанцией Ноштрия, Диаспора, Идиакола, Пентрика, Медокаменти, Ультима, Тревидери, Кантата, Винитку критич, фуарти мари. Дичей керосы венцы дискут кут нюансы для диаспор. Пецан скрицам приват, так и дориц. Унди, ником вукам импреуны, венши дискутам, унди дориц. Италия, Мария Британия, юз гэсэ спосибилитати, шо сажон главой, шо са дискутам. Дичей синди бэлц, ну я колосан тема на оппозиции. Юн цалек ла бэлц усатая хуторыца мярга импреуны кушор. Фуарти интересант. Усатая ла ачарут шор с фейс козден кампания электорал ла бэлца, скрисла сиса, ротат фотографий. Яршор и кусат импреуном. И клар, да? Лас фак импреуны садин чо с фак лабалц. Но и ну инкуркем, но и луйра скучес. Смярг импреуны с фак че вапи трубалцы. Но и помфим оппозиции. Но с инкуркем на ними, дар нич нун трема на ктуть губернаре. Валентин, бам шнинти кынси ва уни оппозиция. Ам респонс Валентин лачас интребари, но и мче пут прими паш на часа дирекции. Василий Гараба, спуне здорог, динче секул с тем фратск румыни. Шчен сямну фрати, качмирев зичец с тем фратск румыни. Василий, юн целег интребарь от неостро. Я штит опиня мя дис при Румынии, дис при Румынии. Хай со спунем кодат. Ной авем цара ностра, Република Молдова. Ной авем история ностра, история Молдови. Ной авем лимба ностра, лимба молдовинянска. Астай позиция мя шну скимба абсолютно миг. Абсолютно миг, но с кем бы ничего, индиферент, что он спонался. Я не имею алта чецене, что вы авиаем, дор чецене Републичи Молдова. Пункт. Дичи ли спон ла фрац, ла румын фрац? Я чей фрац? Украинени тот не сын фрац. Дар кмас пусть фрати, дар фейкари стопан ладен сокас. Аста и позиция.
Артем, ну, заждой. Правда, что выборы будут в 2025 году? Артем, наверное, вы имеете в виду президентские выборы. Согласно нынешнему закону, который Майя Санду принял, это январь-февраль 2025. Но я думаю, что они поймут, что для них зима хуже осени. Поэтому я думаю, что шансы очень высокие, чтобы выборы президентские состоялись в октябре-ноябре 2024. Для этого мы на этой неделе обратились в Конституционный суд. Надеюсь, там мы получим тот ответ, который мы запросили. Василий Гараба. Энкодат. Чери лать синтетск Владимир Путин лазиладяс. Ну, Василий, к удобному Путин на дискутаден до умидоушу. До умидоу заждой. Штица он чепут арестерли, аресла думичили, шамать пар, для точно мой ворбит. Он черелати сон, только носу ворбец возвоспон. Родика Лонкарь, бине арфи певитор, диаспора саботезе аича кас. Родика, энцелег позиция днёвастра, дар чей день диаспор тут цента ноштр. С фрацией ноштр, с уродли, с кумнацией, куметрией. Ну, не трес фим потребал лор. Да, арфи бине свия кас инкоч. Паст арфи идеал. Вероника Касітник. Дом шніті в Афія пробати нова стратегія національної секуритеті. Вероніка, я абсолютно сам дякор кучеч скрій нова стратегія секуритеті національної. В Афія пробати сал, ну, євіденка, пасул арі суфіченті в отурі парламенту Республіки Молдова, пентру а пробати ця стратегія. Дарва сігур, корматору парламента Республіки Молдова, арматуарі компоненція парламенту, дін легіслатура арматуарі, ва нула а ця стратегія, пентру я ну кореспунді інтереслор національні алі Республіки Молдова. Орика Тофан, добрый день, и корректно, что нам ажунс до урни к воду на номерат тембелс. Дамна Орика, ну куну вас качес лукро. Осен треб диколеч, и бен лайв урматор, вы распунт ла часа интребаре. Стимарс приятень, ачеста пост лайва. Кади вичей не черкем ин 15-20 минуте, да спремес 30 минуте. Спер, ка ам распунт ла интребарле дымневастра чели мэр задатуаре, распунт ла субъектли септамыни, ваурез ла тот санатате, ши куда мне жута. Молцумеск.